Vioara, simbolul Reghinului, a ajuns și în localitatea Latina din Italia. Municipiul Reghin, prin Muzeul Etnografic și Biblioteca Petru Maior, au participat în calitate de colaboratori la evenimentul de caritate, organizat cu scopul de crearea unui fond pentru repatrierea corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor români. Evenimentul a fost organizat de asociațiile Testimoniante și Un Mundo Sereno, cu patronajul primăriei din Latina și, pentru prima dată în Italia, cu sprijinul primăriei Reghin, cu participarea reprezentanților Ambasadei României la Roma, a Ambasadei Republicii Moldova la Roma și a numeroși consilieri români de pe lângă primăriile din Italia. Gândurile cu care delegația reghiniană a venit aici la dumneavoastră reprezintă întreaga Românie. Gândul de iubire, de dragoste, de a fi alături, de intenția celor două asociații de a ajuta pe românii aflați în Latina. Nu am venit doar cu iubirea și dragostea noastră, am adus și creația populară românească în totalitatea ei, am adus produse de artă populară, dar și tradiția, folclorul, cântecul și jocul românesc. Și dorim pe parcursul acestor două zile să fim toți românii și toți italienii într-un gând și o simțire românească. Și mulțumesc Ștefaniei pentru că ea ne-a făcut nouă invitația și doamnei Alina pentru că s-a gândit la frumusețea și autenticitatea creației românești mureșene și românești în general. Vă urez zile frumoase și vă așteptăm cu tot dragul la Reghin. Și trebuie să spun și mesajul doamnei primar din Reghin. Da, și mulțumim din suflet pentru că a permis această, zic eu, vizită, această incursiune într-o mare, mare misiune. Și să știți că domnia sa vă așteaptă la Reghin și vă mulțumește pentru invitație. Vă mulțumesc! Reprezentanții noștri au dus cu ei și au oferit gazdelor și simbolul Reghinului, vioara. Am adus cu noi simbolul Reghinului, vioara, alături de ceea ce spuneam adineaori, gândurile noastre de dragoste și iubire. Și vioara este, ca să știți și dumneavoastră cei din Latina, este brandul orașului și este oferit de producătorul nostru din Reghin, domnul director Câțgan. Alături de comunitatea din Latina a fost și deputatul pentru diaspora, Ionela Prodan, care a participat și ca artist în cadrul spectacolului caritabil. Doresc din toată inima ca să aibă ecou acest proiect care peste tot în lume, unde sunt români, să țină cont că și în calitatea de interpret al cântecului românesc, pentru că nu așa de ușor, nu credeam că mă ține lumea atât de mult minte și lângă suflet. Am să fiu lângă românii mei, dragi, oriunde în lume, este o acțiune deosebită, așa cum este astăzi aici, această acțiune caritabilă deosebită, unde i-am ascultat și pe italieni cu câtă dragoste și dăruire au fost lângă noi, pentru că este nobleța sfletească a românului, a trecut de mult, de mult, de mult granițele țării și oriunde-i român se poate forma o mică familiuță care știe ce înseamnă prețuirea, respectul și dăruirea de sine. Vă mulțumim tare mult! Să știți că telespectatorii reghineni iubesc cântecele doamnei Ionela Prodan. Dacă vreți, în cele ce urmează, să le adresați câteva gânduri reghinenilor. Iubesc și doresc să ajung lângă ei cât de curând, pentru că azi am ascultat și am vizionat și mi-am strâns puțin să nu-mi pice o lacrimă la colțul ochiului, pentru că am văzut niște oameni plini de dragoste pentru tot ce au mai de preț, suflet, noblețe, dăruire. La eveniment a fost prezent și președintele Uniunii Democrate a Românilor din Italia, Gheorghe Raită. Suntem alături de cetățenii români, le apărăm drepturile obiective și interesele legitime într-un determinat teritoriu. Este obligația noastră să lăsăm un gram de încredere și de speranță tuturor.
Dansatorii ansamblului Vatra Dorului, soliștii de muzică populară Maria Neag, Sorina Bloj, Larisa Cotoi, Dumitru Gliga și rapsozii populari Mărioara Popovici și Vasile Crișan au fost aplaudați la scenă deschisă în cadrul spectacolului desfășurat în aer liber.